Bună ziua și bine v-am găsit la un nou tutorial video de la Ledia.ro. Astăzi testăm pentru dumneavoastră modelul cu bandă, de bandă digitală RGB. Avem aici modelul 6803IC. Este un tip de bandă cu LED 50-50 RGB, SMD. Îl face special faptul că poate să fie controlat printr-o telecomandă adresabilă, cele din imagine. Deci avem mai multe programe și mai multe funcții și nu neapărat cu foarte mult bani în plus. Modelul prezentat poate fi setat la două adrese, 1024 și 2048. Poate fi controlat atât din telecomanda cu radiofrecvență, cât și cea fizică cu butoane și avem un total de 132 de programe pe acest tip de controller. Montajul destul de ușor. Simplu, intuitiv, trebuie alimentat la 12V. Alimentăm controllerul și putem să conectăm la controllerul de față până la 10 metri de bandă. După cum spuneam, putem alimenta direct controllerul. Aici avem o intrare la 12V și avem două ieșiri. O să folosim doar una. Mufele sunt incluse în setul cu telecomanda completă. Aveam o sursă de 12V și 5A deja pregătită. Alimentăm și vedem că deja controlul nostru este gata. Îmbinăm banda, la fel. Putem, vedeți că banda are două mufe, una e pentru semnal și alimentare, sau putem alimenta separat. În cazul nostru, direct semnal și direct banda ne-a plecat pe un program setat dinainte. După cum vă spuneam, sunt 132 de programe. Putem ajusta și viteza cu care se fac aceste programe, unde 100 e lent, 0 e cel mai repede. După cum vedeți, programul se execută din ce în ce mai lent. Așa. Sau ne apropiem de 0 când programul se face mult mai repede. Și aici avem 100, unde practic aproape că stă. Banda se controlează din 3 în 3 chipuri cu acest controller. Să-l facem ceva mai repede, ca să vedeți exact cum e programele. Avem memorie, putem seta și automat ne pleacă pe programul setat, deci nu trebuie să programăm dacă vrem să lăsăm un program presetat, îl memorăm și în momentul în care dăm on off și play, ne pleacă pe programul lăsat, presetat anterior. Banda face și alb rece, se poate și folosi și pentru iluminare și pentru decor.